Dar chiar de aici, din la universitate? Tăpi, de unde vreți? Unde vă doare, acolo sunați. De acolo sunați și de acolo vorbiți. Da, stau. Ați prins în internet la universitate, da? Spuneți? Ați prins internet la universitate. Da. Da, pe termos nu mă iei de coc, deși este la universitate. Dar pe ce e interzis să intri la universitate? Instituții publică, te duci în inspecție civică. Nu, aici e biblioteca. Minunat. Da, eu nu știu, vă spuneți sau nu, dar ați citit încheierea pe Văzut care... la final, zice că se respinge pretenția, dar nu știu despre care caz, cu cine v-ați judecat azi. Păi și nu ați luat cunoștință cu încheierea? Dacă scrie că se respinge, mi-e clar. Ce vreți, să văd și Ah. argumentele, ce credeți că eu mă pricep și eu, jurist? Păi vă spun eu, dar cu mască sau fără? Spuneți dumneavoastră, cum vreți, măștile se poartă în interior, deci, probabil sunteți obligată. Deci astăzi am avut o ședință de judecată la ora 9 la judecătorul de instrucție Turculeț Leonid, judecătorie Cahul. Mă bucur că i-am responsabilizat, să vedeți, toate ședințele care le am eu, îmbracă mantia. Că așa prevede legea, nu că-i moft. Ei, da, ei de obicei au lucrat azi cu ușa deschisă, cu toate că era ședință închisă, dar ușa era deschisă, cu sufoca. Bine, asta nu-i chiar Și transport public. Am văzut autobuze, tramvaie circulă cu ușa deschisă. Asta e periculos. Dar instanța de judecată, na, dacă ați fi vrut să fie secret, ați fi cerut să închidă ușa, dar nu cred că vreți să cred. Din contră, poate am că chestii. v-ați dori să fie public ședința. Ei, da, oricum, dar eu am și, el când a anunțat că e examinat în ședință închisă, stai, mă uit, deși, pentru că, mă rog, dar des care era subiectul. În Ați anul contestat o trecut, ordonanță a procurorilor și astea nu știu de ce se examinează în ședință închisă. Așa au făcut legea, nu știu, codul de procedură penală sau nu știu care lege prevede chestia asta. Tâmpenii ca să ascundă matrapa zlăcurile făcute de procurori și de judecători. Părerea mea. posibil. Dar știți în ce vreau să vă despre ce a fost cauza? În anul trecut, la 2 august 2019, eu m-am prins pe holurile judecătoriei Cahul în momentul când a fost judecat, condamnat penal, Bacalu Vasile, dacă nu greșesc, soțul deputatei Bacalu Elena, de la Ok. Partidul Democrat. Și ce era ilegal acolo? Și eu la... Deci, da, a fost așa o ședință cu fast, cu cameramani, cu înregistrări de pe la TV, de pe la Prime TV sau pe care le avea Canal 2. Erau jurnaliști afară, adică pe holurile judecătoriei și un tânăr așa smolițel lângă bacalul, așa ținea mâna blajân. Nu, eu practic bine nu m-a deranjat cum îi ține mâna blajând sau cum, dar m-a deranjat faptul că eu văzând acești jurnaliști, am intrat în discuții cu dânsul solicitând precum să iasă de la mine interviu pentru că am constatat prea multe, adică foarte multe ilegalități. Mă tic era chiar și în ziua aceea, fusese în ziua aceea când eu am filmat judecătorul de la Curtea de Apel pe la judecătoria Cahul. Și eu am solicitat, că am intrat în discuții cu jurnaliștii de la Canal 2. Acest cetățean, Smolițelu, era Galajul Adrian, eu v-am trimis încheierea și o să faceți cunoștință ca să comentați acolo. Galajul Adrian, directorul serviciilor publice, cadastru, este la Cahul acum așa deschis o agenție publică, agenție de servicii publice, 8% ochelare. Dar nu el a deschis, a deschis-o statul, nu? Păi, statul a deschis-o, dar el este director și pretins, el a venit în apărarea sau în consolarea doamnei Bacalu Deputată, Elena. așa. În timpul orelor de lucru, era ora 10, precis știu, la ora 10 undeva până pe la vreo 11 și ceva până a fost pronunțarea, că la pronunțare știu că au intrat și cameramanii. Și dumneavoastră ați denunțat fapta asta ca fiind penală?
Mi-i pare una o abatere disciplinară doar, că a lipsit de la lucru Păi eu nu interes știu, de dar partid. faptul și hărțuirii și intimidarea publică. Un angajat cu funcție publică, director la servicii publice la Cahul, acolo cetățenii cred că l-așteptau, era nevoie de dumnealui, că chiar așa și atunci erau multe aglomerații și persoana, mulți veniți din străinătate, țin minte că după aceea eu am fost acolo și la fel așa m-a costat mândru, deci mă distanța așa cum că eu așteptam pe o persoană care nu prea cunoștea cum să. Deci, uitați-vă, vă spuneam că procurorul a refuzat, acel procuror care Sergiu Măță Blândă, pe care am depus plângerii, băiatul nu mai muncește la procuratură, pentru că inițial îmi spune, doamna Ratar, vă prezentați, vă semnați, să vă luați cunoștință cu ordonanța, a fost deci întocmit ordonanță de contravenție. Ne-ați știți mai bine termenile astea. Înseamnă I-a că fost l-au amendat măcar, totuși. Nu, l-au amendat, dar ordonanța eu la mână nu am primit-o. Și Așa. după o perioadă care eu am mai depus încă o dată o plângere, am primit o ordonanță examinată de un alt procuror. Și n-am mai văzut ordonanța aceea de controvenții cum nu mai văzut mă pe mine la alta e. Poate pentru că el o contestat. Vă Nu privea am contestat. ordonanța aceea și pe dumneavoastră ca petiționar, Nu. dar și pe el. Nu. Nu. Drept Nu am contestat. contravenient, l-au pedepsit, el Nu. a contestat și atunci au fost nevoiți să scoată altă ordonanță. Eu așa mă gândesc că a Nu, fost. dragule, Dar nu. cum s-a întâmplat? Nu, 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 nu a fost, pentru că eu am fost la procurorul Raionului Cahul și ni s-a spus că s-au dat materialele la alt procuror și alt procuror cu care a venit el la braț. Deci el ăsta spune că nu este unde instanța a ascultat părțile. Ei, o să citiți și o să vedeți ce e acolo. Și cu toată instrucție, asta e instanța. Deci nu au constatat nici contravenții, nici acțiuni penale sau eu nu le Da, știu. Dar ce. ta mai ai termen de atac la curtea de apel. Păi, eu de ce m-am retras aici la bibliotecă ca să scriu recursul? Îmi scriu un recurs nemotivat, o să examinez încheierea și cu un avocat o să înaintez, dar să văd totuși până la urmă, să văd totuși, o să stabilească în țara noastră faptul că el a fost din a cui nume și sfânt a fost atunci la data de 2 august 2019 în susținerea lui Bacalu Vasile care a comis ilegalități la Vama Cahul și el, Galașul Andrean, tot și pretins, adică a pus în funcție și ei tot de Partidul Democrat, iată, mine asta mă deranjează. Plus la asta, dacă ai venit, sau, dar ce te anin, ce te legi de persoane? Plus la asta, registrele video n-au fost ridicate de pe holurile judecătorii Cahul. Și ei vin așa basma curată că ia că bă, așa și trebuie egalajul să ducă în timpul orilor de lucru la judecătoria Cahul. Dar poate el nici nu a contestat că era acolo și de asta nu era nevoie de probe. El a zis, da, eram acolo, dar a explicat de ce era. Poate era parte în dosar, poate, nu știu. Nu scrie în Nu e, ordonanță. ei, da, la cine era parte în dosar cu și cu Bacalu? La Bacalu. Nu, el a stat în coridor și Păi eu. martorii de regulă stau în coridor până când sunt citați, până când sunt chemați în ședință. Domnul Brega, eu știu, cred că și vorbesc. Ok. Eu nu vorbesc în Dodi. Era Aștept. e clar, clar a fost că el a venit și așa și el confirmă că da, a venit și pretins el a avut tabelul de pontaj și orele astea sunt neachitate, azi am aflat. Dar până la urmă eu am să ridic și să văd chiar e așa cum spune el. Dar dacă el nu a avut dreptul nici să mă intimideze, nici să mă blameze, nici să amestec și el în discuția mea care o aveam eu cu jurnaliștii. O găsit un mediu de a mă intimida în prezența cetățenilor, toate că el știe că eu sunt activă și în raion și foarte bine cu rochi. Eu nu și m-am mirat că zic, uite, cum așa el să... Că știam că e ficior de pedagog. Deci, iată, asta am vrut să vă spun, dar spun, eu depun la Curtea de Apel și am să văd Curtea de Apel Ruslan Petrov acolo care este și domnul Berdil pe care l-a mai pândit, a să văd ce a să spună. Iată, cam așa o ilegalitate am depistat-o eu la Cahul. Aveți noroc că nu-i departe curtea de a
apel, pentru că unii se judecă, de exemplu, de la Rezina Tocmahăt la Chișinău trebuie să vină, sau cineva de la Iedinez, de la Lipcan, trebuie să ducă la Bălți, la Curtea de Apel. Noastră aveți noroc, na, cât? 30 km de la Burlacul, la Cahul. Da, 30 de kilometri cu vreo 52 de lei. Dus întors. Da. Ok. Din pensie de pensionar sau din Da. onorariu Vedeți? de ales al poporului? Da, vedeți, de când asta, vedeți încă și de la... Aha, vedeți că și așa în sat au zis că eu am mare, mare câștig de la mata. Bicicleta am în garaj, în Podoțen. Eu n-am bicicletă, că mi-au furat-o pe cea de la Chișinău și asta de la București nu e a mea, e a lui Ghenadi.